The Script featuring Will.i.am Hall of Fame 17 și 44 de minute Așa cum ne stă bine la strada de business Mai ales pe sens unic, folosim și mașini Ne ajută Răzvan Roceanu Să aflăm cum stau lucrurile în România Cu vânzările de mașini Bine ai venit Răzvan Bun găst. Vânzările de automobile în țara noastră au crescut cu peste 11% prin, în primele trei luni, să spunem, din 2016, în comparație cu aceeași perioadă anului trecut, a anunțat astăzi Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule, APIA. Luna martie a fost din punct de vedere acest punct de vedere cea mai bună lună, Răzvan, nu? Din da. 2010 încoace. Cea în coace. mai bună lună martie. Luna martie în 2010. din 2010 încoace, așa cum a apreciat uh, Apia. Răzvan, în primul rând, câte automobile au cumpărat românii în primul trimestru? Ne raportăm Aproape la acest Aproape 20.000 de autoturisme, adică așa cum spuneai, cu peste 11% mai mult decât în trimestrul 1 de anul trecut. Dar, mai important, mi se pare mie faptul că tot în trimestrul 1 S-au vândut cu 43% mai multe vehicule comerciale, ceea ce înseamnă că firmele se simt bine, fie și extind afacerile, fie își modernizează flota auto. Oricum, asta înseamnă că societățile comerciale au încredere în viitor. Bun, și Dacia rămâne lider de piață până da, la evident, urmă? evident, Dacia Așa rămâne cum era lider de piață. Da? a avut o cotă de piață de 27% în trimestrul 1, dar... Trebuie remarcat că în anii trecuți Dacia avea cote de piață cu mult peste 30%. 35, 36, 37%. Asta înseamnă că acum oamenii au mai mulți bani și își pot permite să cumpere și mașini mai scumpe. Dovadă că Volkswagen a ajuns să aibă o pondere de piață de 11%, Skoda a depășit 10%, iar Renault a crescut și ea și a depășit 6% din totalul vânzărilor. Acestea fiind zise, nu trebuie să uităm că printre clienții Dacia sunt foarte mulți cei care își cumpără o mașină prin programul Rabla. Așa că după ce va începe programul în acest an, probabil Dacia va avansa mult ca și cota de piață. Vorbim și de mașinile second hand. Se vând la da. fel de bine? Da, ele... se vând chiar mai bine decât anul trecut. S-au vândut în acest prim trimestru mai bine decât anul trecut. APIA recunoaște că în primele trei luni din acest an, importurile de autoturisme rulate au crescut cu peste 25% în comparație cu aceeași perioadă din 2015. Ca urmare, raportul dintre mașinile noi și cele de ocazie a ajuns la aproape patru autoturisme vechi la unul nou. Concluzia APIA este în concordanță cu analiza făcută de compania de audit PricewaterhouseCoopers, că vârsta medie a parcului auto din România era în 2014 de 13 ani, fiind cu 4 ani și jumătate mai mare decât media parcului auto din Uniunea Europeană. PricewaterhouseCoopers susține că numărul total de autovehicule aflate în circulație în România a crescut după 2008 și a ajuns până la aproape 5 milioane de autovehicule, însă cea mai mare parte a acestei creștere a venit din importurile de mașini de ocazie. Mai mult, previziunea este că vârsta media parcului românesc va crește în continuare până la 14 ani în anul 2020. Dacă am început emisiunea vorbind despre automobilă Răzvan, să comentăm puțin și știrea, bună de altfel pentru automobiliștii bucureșteni, cel puțin se vor continua lucrările la pasajul Ciurel, am înțeles, în condiții de legalitate. Da, în condiții de legalitate, da, condiții condiții de legalitate, de legalitate. da. Pentru că, într-adevăr, Primăria Capitală a câștigat procesul pe care cu cetățeanul care cerea anularea autorizației emise de municipalitate pentru pasajul de la Ciurel. În urma reclamației respectivului cetățean, în toamna anului trecut, Tribunalul București decisese anularea autorizației de construire emise în 2014, dar prime, primăria a făcut recurs și luni, pe 11 aprilie, Curtea de Apel București a dat dreptate primăriei, decizia este definitivă. În acest moment municipalitatea afirmă că au fost finalizate cam 50% din lucrările de la pasajul Ciurel, dacă nu mai există obstacole juridice, s-ar putea ca șantierul chiar să accelereze. Bună, o poveste lungă. Da, aceasta cu pasajul Ciurel, dar și cu o șosea, știu că te autostrada București-Pitești, pe da. care a vrut să o construiască fostul primar Sorin Oprescu. Da, e acest drum de degajare pe care l-a inițiat Sorin Oprescu. Primăria capitală a demarat lucrările la drumul expres spre autostrada București-Pitești, în 2010. Drumul e lung de peste 8 km, ar urma să facă legătura între splaiul independenței în zona Ciurel, așa cum am spus noi, și autostrada A1, trecând pe lângă lacul Morii, apoi intersectând bulevardul Verturii, trece pe lângă stația de tratare a apei roșu și este în autostrada A1, la km 13, la pasajul rutier Ciorogârla. Termenul estimat pentru finalizare era de 35 de luni de la începerea lucrării, deci ar fi urmat să fie terminat în 2014, dar au intervenit acele obstacole și financiare, dar și juridice. Au fost probleme. Da, Ceva probleme. au fost Hai probleme. să le depistăm și Au le fost ce probleme pentru că cetățenii din zonă și societatea civilă au declarat în nenumărate rânduri că se opun proiectului din mai multe motive. În primul rând, ei au spus că este inutil, pentru că există variante mai ieftine care s-ar putea realiza mai rapid. Apoi, ei au spus că drumul nu va duce la rezolvarea problema de trafic, din potrivă va dirija traficul, e adevărat, va degaja bulevardul Iuliu Maniul, dar va dirija traficul direct către centrul capitalei prin splaiul independenței. Apoi ei au spus că drumul trece foarte aproape, ei au susținut că la șapte metri, mi se pare cam puțin, dar oricum foarte aproape de uzina de apă de la Roșu, unde sunt niște bazine de apă care sunt descoperite și praful și poluarea de, de pe acest drum are ajunge în apa care după aia ar fi consumată de bucurșeni. Și iarăși, cetățenii au susținut că proiectul nu are studiu de trafic. În plus, a mai fost și acea contestație despre care vorbeam mai înainte, depusă de un cetățean a cărei locuințe se află chiar la piciorul podului Ciură. Au fost foarte multe demersuri, dar s-au lovit de ceva aceste demersuri. Au avut un nu au avut, avut succes, practic. Nu au avut succes nu? nici în tribunal, dar nu au avut succes <coughs> nici în opinia publică. Adică opozanții proiectului nu au reușit să provoace o mișcare amplă de protest care să determine autoritățile să schimbe opinia. Dacă justiția nu îți dă dreptate, protestul popular este o soluție ca să determine abandonarea unui proiect declarat de interes public. Pentru că dacă poți să dovedești, și e normal, e de bun simț, dacă poți să dovedești că există o masă critică de nemulțumiți, anulezi. Argumentul că lucrarea respectivă este de interes public. Arăți că majoritatea publicului sau marea masa a publicului sau mare parte din public nu o dorește. Ori, opozații șantierului, așa cum spuneau, nu au reușit să adune această masă critică minimă. Nici nu au încercat să determine convocarea unui referendum la nivel de capitală, pentru că majoritatea bucureștinilor probabil ar fi fost de acord cu acest pasaj și între noi fie vorba orice bucureștean în care are mașină simte că ar fi nevoie de acest pasaj. În plus, opozanții nu au putut dovedi că șantierul ar încărca vreo lege. Alt argument pentru a bloca un șantier de interes public este să dovedești că încalcă o lege, adică calcă o rezervație naturală sau un sit istoric protejat sau duce la dărâmarea unor locuințe bune sau unui cartier bun sau uh, aduce la distrugerea unei amenajări de interes public, un parc sau un spital sau un stadion, ceva de genul ăsta. Ei, nu au reușit să demonstreze niciuna din aceste, niciun din aceste lucruri, așa încât, teoretic, în acest moment nu mai există nicio piedică pentru ca acest șantier să continue și în câțiva ani să avem legătura de pe spre independenței direct pe autostrada A1, fără să mai trecem pe interminabilul bulevard Iuliu Maniu. Mulțumesc, Răzvan Roceanu, ați ascultat strada de business, weekend plăcut, luni e luăm de la capăt, desigur, de la ora 6, fără un sfert seara, îl așteptăm pe Răzvan cu noi informații. Vă informez că avem piesă nouă în cele ce urmează aici pe 98 cu 3 București FM pe sens unic, vă spun câteva cuvinte despre ea, o știți, a cântat o prima oară Tracy Chapman în 1900. 88. Apoi ea s-a bucurat de foarte mare succes Au descoperit și Jonas Blue Și Dakota Și iată ce a ieșit varianta acestei piese Într-un ritm um, Tropical House Sound Fest pe 98 Cu 3 București FM Nu uitați la ora 18 Vă așteptăm cu știrile prezentate de Gianina Tumbea Bună ziua! București FM Știrile care-ți vin la fix Și genul tău de muzică